Nu. Dacă speli fundulețul bebelușului după fiecare scaun, el nu are nevoie de un spălat general cu săpun din cap până în picioare, decât o dată la câteva zile. Da. După băință, temperatura corpului scade, ceea ce îl ajută pe bebeluș să aibă o repriză de somn mai lungă și un somn mai odihnitor. S-ar putea să vrei să folosești acest efect al băiței în fiecare seară. Dar ține minte, nu este nevoie să și folosești săpun de fiecare dată, ci doar o dată la câteva zile. Dar este un bebeluș de doar câteva zile sau săptămâni, cu siguranță când se trezește este foame. Drept care dă-i să sugă puțin, așteaptă câteva minute, apoi fă-i o băiță liniștită. Dacă bebelușul tău este deja mai mare, cu siguranță distracția de la baie îl va face să uite de foame. Deci nu va fi nevoie să îl hrănești înainte. Nu. Adaptează momentul băiței la programul familiei tale și bucură-te de acest moment împreună cu copilul tău.